atenție mare. E tradusă, da, și pur mă difuzată. Deci este o emisiune românească, da? Produsă pe teritoriul... Da, da. Păi ce tot îmi spuneți că e preluată și e, da, e făcută, da, de e, România de etnici maghiari? Doamnă, n-ați înțeles, da, că moderatoria nu a fost imperativă, las că știm noi cum să votăm și băgați materialul. Deci a fost introdusă într-un context și au fost numai trei cuvinte. La toamnă vor fi alegeri și acum știm cum o să votăm. Și translatorul nu și-a dat seama că de fapt incită populația maghiară să nu voteze pe Băsescu, că a zis nu știu ce în Ungaria. Și după care a urmat chestia cu ursul legată una de alta. Da. Și acum am dat seama că și s-a susărat cu și altă treabă decât să stea cu ochii în traducerea. Dar nu este numai președintele general care trebuie să urmărească toate emisiunile. Dacă dumneavoastră nu m-ați fi anunțat acum, eu nu prindam chestia asta. Dar nu cred că urmăriți cu asiduitate această emisiune, nu? Mi se pare că... Da, sunteți fan. Bine, nu vă mai scape al doilea. De-aia 1,5 milioane, nu știu unde o fi numărat, dar nu are importanță numărul populației etniei. România, până un alt stat unitar, indivizibil, are o limbă proprie și aici s-a greșit foarte grav de la, după 90, și înainte de 90 au fost miniștrii unguri, era Fazekas, de exemplu, era o grămadă de miniștri unguri, aveau școli în limba maghiară, adică Ceaușescu n-a făcut o epurare etnică, n-a mutat toți moldovenii în Harghita și Covasna. Chiar a fost deschis. Chiar care putea să facă. Maghiară, exact, da, da. Chiar putea să facă. Știți, mă amuzam un pic pentru că l-am auzit pe președintele Traian Băsescu care spune așa, printre altele ieri, citez, aș dori ca electoratul maghiar să nu aibă impresia că nefiind UDMR la guvernare, această minoritate a fost abandonată. Poate este timpul ca guvernul să facă demonstrația că poate fi un bun apărător al intereselor minoritarilor maghiari, chiar dacă UDMR nu mai este la guvernare. Și vă propun să mai vedem o dată emisiunea de la TVR. Jó napot kívánok! Önök a magyar adást látják a következő 50 percben. Tegnap Bukarestben lemondott a 12 nappal ezelőtt kinevezett belügyminiszter. Nem azért, mert kiderült, hogy a rendőrség hiányosan végzi a munkáját, és az utóbbi két hétben sok visszás dologra derült fény, hanem mert nincs megelégedve a költségvetés tervezet adta minisztériumi kerettel. Budapesten a román államfő kijelentette a magyar államelnök kérdésére, hogy sohasem lesz Romániában, a Székelyföldön területi autonómia. Jó, hogy tudjuk, mihez tartsuk magunkat, hisz idén lehetőségünk lesz a szavazóurnák előtt megjelenni és elnököt választani. Tehát tegnap láthattuk a medvét, mert a népi hagyomány szerint tegnap kijött vagy sem körülnézni, és ebből következtethetünk a tél hátralevő időtartamára. Így mára már mindenki megsatszolhatja a helyi időjárás szerint, és az szerint, hogy fény lett a gyertyaszentelő, milyen napok, hetek várnak ránk. Ha pedig sejtjük, mi vár ránk, mindig jobban elviseljük, mint amikor nem tudjuk, mi történik. Da, și noi cred că părem la fel de liniștiți ca și prezentatoarea. Nu cred că este o problemă națională acest lucru, mai ales că o să-l citez acum pe președintele ungar, care spune așa, atunci când a fost președintele la Budapesta. Ungaria consideră posibilă o asemenea autonomie teritorială și va continua să susțină această aspirație a minorității maghiare din România, bineînțeles, în limitele clare ale Constituției României. Da, e perfect, perfect valabil. Da, nu permite Constituția, nu susținem. Permite Constituția, susținem și noi. De fapt, este ceea ce spune și Traian Băsescu, ceea ce spun toți diplomații. Sigur că acum se încearcă așa o resuscitare a naționalismului din cauză care vine, în mod evident, din partea UDMR, care a ratat fotolile guvernamentale, unde, har domnului, a stat confortabil atâția ani. Dar eu cred că și președintele greșește când intră în asemenea, să spun, discursuri care a fost, sunt a fost puțin grav, exagerate, a cetățenilor sunt exagerate, făcute în într-un context complet ne la locul lui. Păi ce avea în scăunarea lui Dan Nica cu etnicii maghiari și a mai amestecat pe acolo și niște mogul de pe la televiziuni? Adică, eu cred că pică într-un fel de capcană a exacerbării naționalismului, da, încercând să atragă electoratul UDMR. Cred că se greșește. Electoratul UDMR va rămâne acolo unde a fost atâția ani. Vedeți că de 19 ani de zile
UDMR obține 6,6%. Deci asta este un semnal foarte clar. Iar UDMR acum sigur că face și el tot posibilul să agite spiritele. Păi cum să-și atragă electoratul când vorbește de epurarea cetățenilor români în Harkov? Da, cred că a fost context diferit. Declarația a fost făcută pe aeroport, mi se pare, când a venit când a venit în Budapesta, și atunci a explicat că sunt cazuri și într-adevăr sunt cazuri. Lucrăm cu oameni, cu computere și bineînțeles că și au organele lor. Ce nu înțeleg maghiarii, nici de mereu, că astăzi au președinte. Au președinte ungur în România. Băsescu e un președinte ungur din punctul meu de vedere. Pentru că au atât de multe drepturi minoritățile în România, cât îmi doresc să fiu și eu minoritar cât de repede, ca să am și eu drepturi. De exemplu, există... Acum Parlamentul a făcut asta, nu președinte, stați un pic. Și Parlamentul e ungur. Bine, dar mai ai și... Mă rog, trebuie modificat... O să ajungem la o concluzie dacă mai discutăm, vedem cine. Dar astăzi maghiarii sunt foarte bine reprezentați. Îl au pe președintele Băsescu, care a mers mai mult în Harghita și în Covasna decât în alte județe unde sunt majoritatea românii, așa că nu văd care e problema. Și faptul că nu sunt la guvernare e un lucru rău, un lucru bun, ești minoritar, îți cer dreptul, le primești, pentru că noi am avut o situație absolut incredibilă în România. Secretar de stat la cultură, un domn de la UDMR. Da, și de ce e incredibil, domnule? Pentru că am să vă aduc rapoartele să vedeți. Da, aia. Deci mie s-au închis se pare 14 dacă omul reviste este... în limba română teritoriale și s-au renovat toate textele maghiare. Așa că nu au ce să comenteze cum li s-a dat și nu s-a făcut. Dar cât vom mai vorbi despre treaba asta dacă suntem acum...